Oamenii cu pensii și salarii mici s-au strâns la sediul cooperativei de credit din Stâlpeni, Argeș, și încearcă să găsească o rezolvare. Sunt spășiți și totodată revoltați. Unii habar nu au cum ajuns semnăturile lor pe contracte, fie ca giranți, fie ca împrumutați. S-au cunoscut abia acum, când le-au venit acasă somații de plată pentru creditele restante. Punea giranți în burtă, semnam fals. De exemplu, în februarie, pe 1 februarie a murit omul, pe 20 februarie l-a pus girant pe un contract. A pus girant care abar n-ai cunosc. M-a pus, a însemnat pe două hârtii ca să mă pomenesc acum în bara asta că nu eu n-am girat-o pe ea, ci am girat pe doamna asta, Rădulescu Maria. Iar în actele alea semnate și așa, m-am trezit că am girat nu știu pe cine, până am umblat după oameni să descopăr să văd pe cine am girat, că n-am știut pe cine am girat până în final. Pe ăștia 20 de milioane a adăugat încă un zero și s-a făcut 200 de milioane. Acum mi se oprește pensia, scăltura mea nu este, eu ce să fac. Excrocii n-au avut scrupule și au înșelat până și rudele. Am 154 de milioane, mamă. Și sunteți nepoata ei, mătușa ei? Da, mamă, da. V-a păcălit da. M-a păcălit pe mine, mamă. Asta și sunt singură, cu o pensie. A 8 milioane, atât am. Cum funcționa sistemul? Funcționa pe tip Caritas. Deci convingea o persoană să facă împrumut pe numele lui, găsea niște giranți și pe urmă acopera alte datorii care avea banii luați înainte, până când n-a mai mers. Acțiunea a fost bine pusă la cale. Falsificatorii au exersat semnăturile tuturor celor pe care i-au atras în afacerea penală. Era peste 10 semnături, dar numele lui bărbatul. Face, domne, semnăturile astea ale cui sunt? Să uită bărbatul meu la ele, face, nu sunt semnăturile mele. Face, păi, semnătura dumitale aici, cine astea? Nu știu, domne, dar când ai luat banii, cine a luat banii? Bărbatul mi-a spus, nu știu cine a luat banii, eu nu am luat banii. Păi cum ai semnat ca girant? Că văd că ești titular, dumneata. De la poartă a venit ca girant și când colo bărbatul meu s-a pomenit titular. Scandalul a luat amploare când oamenii s-au trezit cu veniturile înjumătățite pe motiv că nu și-ar fi achitat creditele. Așa cazul a ajuns la poliție. Este vorba de trei persoane care sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Aceștia erau lucrători la o bancă cooperatistă într-o comună din județul Argeș și au tomit mai multe documente false, luând credite pe numele a mai multor persoane din zonă. În opinia păgubiților, excrocheria nu putea fi făcută doar de cei trei. S-a dat admită din spusele ei că în momentul când făcea contractul și din spusele oamenilor, zice trebuie să dau și 20 de milioane inspectorului, să dau directorului, să dau nu știu mai cine. Cei trei salariați care sunt acuzați în această cauză, sigur, până la constatarea vinovăției lor, nu o decid eu, o decide organele competente. Din cele trei persoane cercetate pentru fals, înșelăciune și delapidare, una s-a pensionat pe caz de boală, alta a demisionat, iar alteia i s-a restrâns activitatea. Niciuna nu a fost reținută, dar polițiștii sunt cu ochii pe acestea să nu fugă. Chiar am zis, chiar vrei să faci pușcărie? Ce mă, tanti, m-a luat în râs? Păi, Cali s-a îngrășat 6 kg în pușcărie.